Madame Roxana Boieriu era sclipitoare când venea vorba de giuvaieruri și afaceri. Coana Mare, cum îi ziceau angajații dumne ei, moștenise o fabrică de conserve și avea o mare slăbiciune, ca multă lume de altfel, pentru băieți ca Narcis. Dar briliantul lui Coana Mare avea mai multe fețe. Dânsa habar n-avea că Narcis urma să o întindă în America, dar nu înainte de a o jefui cu țărâita. Luase deja tichet la New York cu două safire și parlite, iar cu restul nestematelor dosite prin borcane putea trăi liniștit ca un prinț american. Amorul i-a pus capac. Castraveciori ar merge. Un sos de roșioară ar merge. Hai că nu fie așa mare pagubă. Deci, spre New York, pe unde o iau?